Bună ziua, dragilor, de la Getuța, de la Stână, de la Saivan. Am venit la ea în vizită, draga de ea și singură pe aici la treabă. Mă mir cum mai poate. Dă apă la oi, fân, punem ei să sugă. Bună ziua! Wow, ce frumos e mama! Bobonelu? Vai, ce frumos e! Auzi că punește mâna. Zici să pună și Damir mâna, mami. Dacă aduce tu și unul mai mic. Unul care e fătat numai de ieri. Acum. Vai, ce frumos ești, draga mea. Nu mă lăși chiar mai aici, că restul le-am dat drumul. Păi smart bănuiesc, nu? Hai, să vedeți că da. Uite tu și ăsta e mic, da. Mic. Bobo! Păi, ce frumos! Ce face Damir mâna? Ce mâna? Auzi. Uite tu și ce faci, Bobo? Ce faci, oalele meu? Întreabă-l mami dacă îi place. Eu tu și că pune și Damir mânuța. Ce faci, pompul meu? Dragoste. Oh, băi, băi, băi. Da, ce dar să-l prinde pe ăsta mic, mami. Uite tu și... Uite și tu ăla mare. La care vezi, ăla mic sau ăla mare? La ăla mare. Hai, 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 prime! Bă, frumosule! Bă, frumosule! Zi, mami, bă, frumosule! Bă, tine plouă, iubire! Plânge după mama lui, Tuși! Stai că te prind eu! Și te duc la Carla! Uai, ce frumosule! Vezi, iubire! Păi, dagă, dagă, mama, așa! Vezi, puiul? Zi, dagă, dagă, vezi, mami, ce coarne are! Are coarne. E berbecuț? Hai să vedem, da. E berbecuț, Tuși. Mai aduc unul mare. Mai aduc unul mare. Mai aduc. Hai să ne băgăm noi acolo la ele. Vrei? Da. Haide. Da, să-mi aduc unul mare. Unul mare. Stai că-ți mai aduce tu și unul aici, că te faci de balegă pe acolo. Ai, de fapt, ai ăia oricum. Ai ăia în brațe. Te ia tu și în brațe. Uite, mă, gari. Hai să vezi ce mare a crescut puiul ăla mic, tu și... Hai să vezi, eu ce mare s-a făcut. Uite, ăsta-i puiul. Nu pot să cred, vai, cât e de mare. Hai dă-ți aici mai la lumină să se vadă. Iotel. Bă, frumoșule, atât de mare e. Ăla, tu și care fugeam noi după el prin grădină. Bobo! Bobo! Po, geanta aia de acolo era o geantă fancy ce o aveam eu când eram tânără. Ții minte. O ții minte? Ții minte, perfect, maro, și o purtai așa. Tu, ui cu... ce s-o ales de ea, nu pot să cred. E cu cuie în ea? Vai! Ții minte, aveam și un breloc fain agățat la ea. Cine mai era ca mine, știi? Tot timpul ai fost, dragul. Eu am fost tot timpul cu... Cu moda, cu... Da, ai de... Bă, dar de ce nu sugi? Eu, Carla, ui cine vine. Uitați-vă ce avem în picioare. Ciolofan, să nu ne murdărim. Yay! Bine, hai mergem. Că plecăm, că am gătit dimineața. Am terminat treaba și mergem acasă la Buntageta. Mergem la Buntageta. Și, da. Ți-i dor de ea? Ți-i dor de Bunigeta? Da, că a venit și Bunigeta. A venit Sebi, mami. A venit Sebi. Mergem acum, Sebi. Mergem acum. Nu-i lăsa, Carla. Închide poarta, mami. Hai la Tuși în brațe. Tuși, lumii la mine frică de ei. La ei. Frățiorul lui Carla, tu și... Ce are? Și a tău? Da. Bo. Și cum îl cheamă? Pe bebe? Damir George. Damir George? Da. Nu cred. Damir George. Georgica? Da. Bă, iubitul! Și pe tine te vrema? Ce Damir George? Pe mine mă cheamă Georgeta. Ce? Pe mine mă cheamă Georgeta. Mia. Pe tine cum te cheamă? Mia. Milan. Și pe tine? Lupu. Lupu?
Ce mâncați acolo? Mama. Cine v-a dat? Tati meu. Tati tău? Tati. Tati ei. Munta îmi dă un șut la tatii meu. Făcut-o să plâng, o să-mi dă bombona, să-ți dă un șut. Va! Nu cred că-i permis așa ceva. Să lumea asta. Nu m-a făcut să plâng, nu mi-a dat bobo, m-a făcut să plâng. Nu a vrut să-ți dea tatii bobo? Și bunta geta ce o zis? O luat atitudine și ți-o dat ea, așa-i? Sunteți prieteni cu bunta Geta? Da, doamne. Am uitat-ne. Hai acu. Sunt împreună cu familia. Eu, cu familia mea. Și cu copilașii mei și cu prietenii mei. Suntem la Oradea, la hotel Aventus. Am venit să ne relaxăm pentru câteva zile. Am dormit bine de amiază. Acum am mâncat și o să mergem la piscină. Mergem la piscină, mami. Acum? Imediat. Mai vrei să mergi? Azi? Da. Să mai faci baie, vrei? No, bun, hai să mergem. De ne-a vizitat și unchiul Culiță, care are o filmare de făcut acolo. Vine și el să ne bălăcim cu toții împreună. Și vă mai arătăm ce facem zilele astea pe aici. Noi am venit la locul de joacă din mall, că ne-am plictisit la hotel. Îți place, mami, aici? Ce zi însorită de primăvară, aș spune. Ce mă zimit, Amia? Te iubesc, mamă. Ai mucișori? Ce faceți? Am cumpărat. N-am cumpărat nimic. E apa lui Damir și un borcanel. Să-i dau să pape, dacă-i foame. Vai, da, ce frumoasă ești. Dar de unde mi-ai luat rujul? Da. Aoleu. Hai să ștergem lăsucul. Mergem? Da, e a meu. E a tău? Da. Bine, scuză-mă. Noi ne pregătim să mergem la grădina zoologică. Să vedem animalele. Am zis că dacă suntem în Oradea, e păcat să nu... să nu profităm de asta. Nu mergem pe jos, mergem cu mașina, mami. Da. Vrei pe jos? Da. E prea departe, iubirea mea. Vrea pe jos. Îți place la Ionuț, mami? Atât de mare ești tu. Ce-i acolo? Cerbu? Vezi ce coarne mare are? Vrei să te bagi acolo la el? Pune mânuța pe ea. Atinge unul, hai baby. Cine vrea apă? Uite. Cine vrea apă acum? Tu vrei a dat răia? Păi tu veni că mi-l-a la voi. Ce apă, fără. Ce capare? Ce vede vrea? Carlo, ce mare îți vezi? E ce la mic. Uite cum se duce. Uite o față, uite la tata. Ia fă-o cu ruj. Ia-o și rețelul de și șterge. Eu o fac pe ruș. De ce? Ce? Nu mi-e face nimic, vrea doar să ne jucăm, uite. Uite, 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 uite. Vezi? Gata, au plecat, s-au plictisit.
Doar dacă vrei să mai vină înapoi, mami. Acum mănâncă, e ocupat. Dar nu-l scoatem dacă îi cumpărăm. Lași prin casă. Da, adevărat, ăsta mai lipsește. Îi mai dai un pai? Ia, uite. Aici avem porc împreună cu oi, capre și toate cele la un loc. Tu, mami, nu-i dea să-ți mănânce caracatița? Mai ai? Nu, mai dă-le pe toate să mănânce. Nu-ți fie frică, mami. Nu trebuie să-ți fie frică, nu-ți fac nimic. Sunt blânde. Ne dă-le, mami. Ne dă-i, că așteaptă să-i dai. Vizita noastră scurtă la Oradea s-a terminat. Joi, vineri, sâmbătă, duminică. Nu chiar scurtă. Cum a fost? V-a plăcut? Ar mai fi mers. Ar mai fi mers. Ionuț, super fain. E prea scurt. Prea scurt. Ne place foarte mult orașul și cu siguranță o să mai revenim. I-a zis și soțului că vreau să vin cât de des se poate aici, pentru că este unul dintre orașele mele preferate. Nu am apucat să filmez foarte multe chestii, pentru că, știți și voi, copiii ne iau foarte mult din timp și nu sunt tot timpul pe fază cu telefonul să filmez. Ieri ne-am întâlnit cu Culiță, alaltă ieri la fel. Am fost într-un loc tare fain și vă recomand, dacă ajungeți în Oradea, să mergeți să mâncați la Piața Nouă. Deci, nu are rost. Tot ce am mâncat acolo a fost super bun și abia am prins o masă. Toată lumea e nebunită să ajungă acolo. Piața Nouă, deci cifra nouă. Și astăzi am băut cafea foarte bună și am mâncat așa un brunch la Ristretto, dacă zic bine, aici undeva în centru, e chiar acolo, super, super fain și aici. Deci da, Piața Nouă și Ristretto, cu siguranță mai sunt câteva restaurante faine, dar noi la acestea am ajuns și am fost super mulțumiți de tot. Am fost cazați la Hotel Aventus, unde la fel ne-a plăcut super mult. E un hotel destul de modern, curat, totul. E super fain pentru cupluri cu copii sau fără copii, nu contează. Ne-a plăcut totul peste tot și cu siguranță vrem să mai revenim. Ce faceți? Ce faci, tati? Zule, plimbăm. Vă plimbați? Ce fain! Tati cu fetița lui. Bravo, tati. Bună ziua! Bună ziua, tati!